Domnul primar, cu ce gând ați votat astăzi? Ne-am exprimat clar un vot democratic pe care mi-l exprim o dată la 4 ani, ca și orice cetățean al României. Votul meu s-a gândit să fie unul pentru continuitate, pentru echipă performantă, oameni profesioniști la nivelul Consiliului Local și Consiliului Județean, pentru viitorul acestui municipiu, pentru viitorul prosper al municipiului și al turdenilor, în așa fel încât Turda să devină ceea ce își dorește ei, dar ceea ce poate face și administrația publică locală. Doamne ajută, să vedem ce va fi.